Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. El strigă în urma păcătosului și ne îndeamnă să se întoarcă la el prin pocăință. De ce, păcătosule, m-ai părăsit? De ce te îndepărtezi de cel ce te iubește? Adu-ți aminte că de dragul tău m-am născut în fecioară și am luat chip de rob. De dragul tău am fost prunc, am sărăcit. M-am smerit, am trăit pe pământ, am plâns, am ostenit, am suferit prigoană, defăimare, ocară, necinste, batjocură, răni, scuipări și toată reaua de mire. În cele din urmă am murit cu moarte de ocară și încă moarte de cruce. Toate acestea le-am făcut de dragul tău. M-am pogorât din ceruri ca să te înalți pe tine la cer. M-am smerit ca să te scol pe tine cel stricat. Am sărăcit ca să te îmbogățesc pe tine cel sărăcit. M-am lipsit de cinste ca să te proslăvesc pe tine cel lipsit de cinste. Am fost rănit ca să te vindec pe tine cel rănit. Am murit ca să te înviez pe tine cel omorât. Tu ai păcătuit, iar eu am luat păcatul tău asupra mea. Tu ești vinovat, iar eu am suferit pedeapsa. Tu ești datornic, iar eu am plătit datoria ta. Tu erai osândit la moarte, iar eu am murit pentru tine. Și nimic altceva nu m-a făcut să pătimesc pentru tine decât iubirea mea față de tine. Așadar, de ce disprețuiești de bunăvoie dragostea mea, ostenelele, nevoințele și pătimirele pe care le-am suferit pentru tine și vrei să mergi singur la pierzane, nefiind răscumpărat din ghearele păcatului, ale diavolului și ale morții și ale iadului, cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur, ci cu scump sângele meu? Adu-ți aminte ce preț scump a fost plătit pentru tine. Ai fost răscumpărat cu sângele și cu moartea mea. Adu-ți aminte de toate aceste suferințe ale mele, prin care ți-am dobândit iertarea păcatelor, dinpreună cu viața veșnică și pocăiește-te și astfel te vei mântui. Iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine.